V-am promis un subiect pe cinste și așa, întâi și întâi de toate, să elucidăm acest termen de tantrumurile copiilor. Ce reprezintă acest comportament aflăm imediat de la Adela Dorobanțu. Ea este trainer de dezvoltare personală pentru copii. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ne-a ajuns să elucidăm aceste mistere din această dimineață. Îți mărturisesc că pentru mine a fost necesar să caut, ca să înțeleg ce reprezintă acest comportament. Sunt părinții familiarizați cu terminologia sau ei văd doar comportamentul și nu-i pun niciun nume? O, da, părinții sunt foarte familiarizați cu acest comportament și chiar înainte de a avea copii, atunci când mergem prin supermarketuri, este imposibil să nu vedem un copil care reacționează puțin mai diferit decât... Să spunem, ne imaginăm noi că ar face copilul nostru. Și spunem tot timpul, al meu nu o să fie așa. Nu o să fie așa, cu siguranță. Suntem cei mai buni părinți înainte de a fi efectiv părinți. Teoria o cunoaștem perfect. Însă tantrumurile sunt un comportament, reprezintă un comportament normal. Unii copii îl manifestă mai des, alții mai puțin. Și fetițele și băieții manifestă acest comportament în egală măsură, poate. Tantrumurile sunt practic manifestări ale furiei, pentru că practic tantrum asta înseamnă, este un cuvânt preluat ca atare din limba engleză și înseamnă o criză de furie pe care copilul mic o are. În general, vârful este între 1 și 3 ani, undeva pe la 2 ani sunt cele mai des întâlnite crize de furie ale copiilor. Se întâmplă acest lucru pentru că copiii nu știu la această vârstă să își exprime emoțiile și sunt frustrați din cauza faptului că limbajul lor rămâne în urma cogniției. Ei pot să-și dea seama că pot să facă mai multe lucruri, înțeleg mai multe lucruri, au nevoie de independență, cu toate acestea nu știu cum se exprime. Și este o modalitate absolut firească a copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani să se manifeste în acest fel. Părinții, într-adevăr, au senzația că, mai ales atunci când se întâmplă, au senzația că sunt depășiți, pentru că este absolut normal să se întâmple asta și de foarte multe ori sunt luați pe nepregătite, pentru că tantrumurile apar uneori pe nepusă masă, atunci când copilul pare fericit, liniștit și dintr-o dată vrea o jucărie acum, vrea ciocolata acum și dacă nu îi se oferă, reacționează într-un mod violent, poate să țipe, poate să plângă, poate să lovească pe cineva, poate să se lovească pe sine. Primul lucru pe care trebuie să-l facem noi ca părinți ar fi să nu o luăm personal. Nu este despre noi. Este pur și simplu emoția copilului pe care nu știe cum să o exprime. Atâta vreme cât noi înțelegem că nu este despre noi, că acest copil nu are acest comportament doar ca să ne enerveze, să ne facă o zi mai grea sau pentru că este răsfățat și trebuie să-l pedepsim. Pedepsa în aceste cazuri este total contraindicată. Al doilea lucru pe care am putea să-l facem este, mai ales atunci când se întâmplă tantrumurile în locuri publice și se întâmplă destul de des în locuri publice, să nu acordăm atenție oamenilor din jurul nostru. Pentru că până la urmă, tantrumul copilului nostru este o situație pe care părintele și copilul trebuie să o gestioneze împreună. N-are nicio treabă cu oamenii din jur, priviri dezaprobatoare sau... Dar luați-i, doamnă, jucăria aia. Exact, exact. Doamnă, haideți că vă cumpăr eu înghețata. Dați-i copilul înghețata. Nu contează că e 8 seara și el poate a mai avut o înghețată cu 3 ore în urmă. Încălcăm orice regulă. Haideți că îi dau eu dacă n-aveți bani de o înghețată. Ori trebuie să ignorăm total aceste comportamente ale oamenilor din jur, pentru că copilul nu are nevoie în acel moment să îi se îndeplinească dorința neapărat. Pentru că dacă noi îndeplinim dorința copilului, vreau înghețată, la 8 seara face scandal în magazin sau unde suntem, copilul învață că el va trebui să adopte același comportament ca data viitoare să obțină ceea ce vrea. Și practic este o încurajare a unui comportament negativ. Fac crize de furie, mă tăvălesc, urlu, țip, lovesc. Deci asta este soluția ca eu să primesc ceea ce vreau. Practic, învățăm în fiecare zi. Ce trebuie să facă părintele este, în primul rând, să fie empatic. Înțeleg ceea ce simți.
tu acum ești furios pentru că nu ai primit o înghețată. Te înțeleg, sunt aici alături de tine și o să te ajut să trecem împreună peste asta. În momentul în care copilul este puțin mai măricel, poți să-i explici exact ce s-a întâmplat, cum se numește emoția. Este foarte importantă definirea emoției. Și să-i explici care sunt factorii care au declanșat această emoție. Cu limbaj adaptat copilului, bineînțeles. Faptul că copilul simte că părintele este acolo, poate uneori are nevoie doar să fie ținut în brațe, are nevoie să simtă că este cineva lângă el care îl ajută să gestioneze această criză de furie pe care nici el nu o înțelege și se simte speriat, se simte, nu știu, foarte ciudat și nu știe cum să definească. Pur și simplu se simte diferit și se uită la părinte să vadă, atunci când eu mă simt așa, cum ar trebui să fac? Părintele este un model de comportament. Și dacă părintele, ceea ce foarte mulți dintre noi facem, cel puțin o dată, ne enervăm și noi atunci când copilul se enervează, pentru că facem ce am zis mai devreme, o luăm personal sau ne pasă prea mult de reacțiile celor din jur și ne enervăm și spunem cuvinte pe care nu ar trebui să le spunem, să-ți fie rușine, ești prea mare să plângi, asta nu este motiv de plâns. Practic, negăm emoția. Negăm și spunem copilului că nu este normal să simtă ceea ce simte. Ori prin empatie tocmai asta facem. E normal să simți ceea ce simți. Îți accept emoția, acceptă și tu. Este normal ceea ce simți și eu m-aș simți furioasă dacă mi-aș dori foarte mult acum să beau apă și nu am apă. Te înțeleg. Este un pas fantastic pe care oamenii mari îl pot face în construcția omului mic, echilibrat emoțional. Pentru că în această perioadă a copilăriei timpurii, copiii învață tipare emoționale care îi ajută foarte mult să-și gestioneze emoțiile mai târziu. Și se întâmplă de foarte multe ori în viața adultă să întâlnim în jurul nostru adulți care fac tot tantrumuri, dar alt fel de tantrumuri. Le numim crize de furie, nervoși, oamenii mari au dreptul să fie nervoși, ai dreptul să ai un manager supărat pentru că ai greșit, nu știu, ceva la un raport sau un coleg foarte nervos care trântește cu dosarul pe birou. Până la urmă, toate lucrurile acestea sunt date de incapacitatea de a gestiona furia. Nu este nimeni din jurul tău vinovat pentru că tu nu îți poți ține în frâu aceste emoții. Și până la urmă, copilăria e momentul în care putem să punem bazele. Dacă nu facem asta în copilărie, avem mult de lucru cu noi ca adulți să ne reparăm emoțional și comportamental. Aș vrea să te întreb, Adela, dacă noi cei care urmărim de pe margine, mă refer acum și împărțim două categorii, noi cei care nu avem copii și voi cei care aveți copii, reacționăm tot așa? Adică eu mă gândesc că al meu nu o să fie așa, Dar tu te mai gândești, având un copil și știind că se întâmplă și e perfect normal, mai judeci? Ești mai empatică cu părintele care traversează fix atunci acel moment? Cred că cu toții suntem mai empatici dacă cunoaștem în mod direct acțiunea, activitatea, sentimentul, experiența. Dacă am trăit orice fel de experiență, suntem mult mai empatici cu oamenii care trec prin aceeași experiență. Este foarte ușor să stai deoparte și să te gândești, copilul meu nu va face niciodată asta. Cu siguranță, părinții care au copii care se tăvălesc prin magazine fac ceva în neregulă. Ce ar putea să facă mai bine este, și cu toții, ce am putea să facem mai bine, cumva până la urmă suntem oarecum în aceeași tabără, din punct de vedere al faptului că putem înțelege emoțiile oamenilor din jurul nostru. Putem să, nu neapărat să ne punem în locul lor, dar să încercăm să satisfacem cumva nevoia de conectare. Pentru că copiii de asta fac acest lucru. Au nevoie de conectare. În momentul în care un copil se simte conectat cu părintele, se simte conectat cu adultul de care are grijă de el, deja o mare parte din problemă a dispărut. Și aș vrea să mai menționez aici un lucru legat de faptul că în momentul în care trece criza de furie și reușesc să liniștesc copilul și reușesc să-l asigur de faptul că ceea ce simte este normal și că să-i validez sentimentele și să-i spun că sunt acolo lângă el, să îl susțin și această criză va trece, această furie va trece, este important să reiau activitatea pe care a declanșat, să spun, criza de furie. De exemplu, copilul face un tantrum pentru că nu vrea să coloreze sau să-și facă tema la matematică, nu știu, orice.
Nu trebuie să renunți la a face această activitate dacă trebuie să o facem, pentru că altfel copilul va înțelege din nou că este un comportament care dă roade și îl va aplica în continuare. Practic, acest comportament e cu o direcție dublă. Fie vrea să obțină ceva, fie nu vrea să facă ceva și atunci dacă întrerupi activitatea, îi indici faptul că tu dacă plângi, nu o să-ți mai faci temele. Tu dacă plângi, nu o să-ți mai faci temele, exact, exact. Și până la urmă, este foarte interesant cum copiii chiar fac, sunt mimetici, sunt foarte mimetici copiii și fac ceea ce facem și noi. Și atunci când într-o criză de furie voi țipa la copilul meu, o criză de furie a lui și eu răspund tot cu furie, copilul va înțelege că asta trebuie să faci atunci când ai de-a face cu furia. Ok, sunt furios, înțeleg, sunt furios, deci trebuie să țip atunci când sunt furios, pentru că adultul care are grijă de mine, asta face. Țipă și se poartă urât, deci asta va trebui să fac și eu. Și din nou, avem adulți în viața noastră care cu siguranță cunoaștem și noi care, adulți care fac și ei tantrumuri. Cum gestionezi resursa numită răbdare într-un astfel de context? Poate că nu iese din prima acest mecanism. Oh, da. Cum reușești să revii asupra acestei soluții, să mai încerci o dată și încă o dată și încă o dată? Răbdarea chiar este o virtute și răbdarea este... Trebuie să înțelegem faptul că niciun comportament nu se rezolvă bătând din palme. Părinții, mai ales atunci când sunt obosiți, au foarte puțină răbdare. Și se enervează, este suficient să fie paharul semiplin, mai pică o picătură și deja izbucnesc. Și eu am așa o teorie că momentul în care, teorie pe care mi-aș fi dorit să o aplic și când era fetița mea foarte mică, atunci când ești foarte obosit, cere ajutorul. Mămicile, în general, au senzația aceasta că le pot face pe toate. Reușim să facem și mâncare, și curat, să fim și bune profesioniste, să facem, mai avem poate și un hobby, să avem și o viață socială, de toate. Însă nu se poate, nu poți să le faci chiar pe toate perfect. Și atunci, atunci când simți că ești foarte obosit, e bine să ceri o pauză, să ceri ajutorul soțului, partenerului, mătușii, vecinii, o bonă cu două ore, nu contează. Un părinte odihnit reacționează diferit. Reacționează diferit și este foarte important că atunci când simți că te umpli de furie, tu ca părinte atunci când vezi tantrumul copilului, să te cobori la nivelul lui. Te așezi în genunchi sau lângă el și îl privești în ochi. Copilul are și o altă atitudine în momentul în care vine un uriaș și se uită așa dublu decât el este lângă el și spune: acum taci, sunt prea supărat să suport criza ta de nervi. Ești copil, ce nervi poți să ai tu? Negarea sentimentelor. Și în momentul în care părintele se pune lângă el, deja privirea este de la egal la egal. Îl simte altfel, simte altfel energia. Tonul ar trebui să fie foarte cald, blând. Copilul înțelege foarte mult din, nu numai din cuvinte, ci și din energia noastră, din felul în care noi ne exprimăm fără a spune foarte multe cuvinte. Asta și bebelușii răspund la zâmbete, răspund la, dacă cineva este încruntat, e mimetic, asta fac. Și așa fac și copilașii atunci când au o criză de nervi și de tantrum. Și până la urmă, secretul cumva stă la noi, pentru că noi suntem adulții. Și trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când copilul reacționează ca un copil, pentru că el nu este suficient dezvoltat din punct de vedere cognitiv, ci el reacționează emoțional, nu se îndeplinește o dorință a lui atunci, este frustrat sau este prea obosit sau este foame sau este somn sau nu-i convine mediul sau este stimulat. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem adulții. Noi nu ar trebui să reacționăm tot ca un copil. Deși cumva copilașii apasă niște butoane și trezesc copilul din noi și ajungem să ne purtăm în acele momente de furie ale copilului nostru fix cum s-au purtat părinții noștri cu noi atunci când treceam și noi prin aceleași momente. Poate că pe vremea noastră erau mai puține tantrumurile, nu știu, dar se întâmplă să facem acest lucru. Și trebuie să realizăm faptul că suntem adulți și la noi e puterea mai mare. Îți mulțumesc tare mult, Adela, că ai acceptat provocarea noastră din această dimineață, iată, de a duce atât de multă lumină asupra unui subiect care în vria momentului
pare de nerezolvat, dar cred că cu pregătirea necesară și cu conștientizarea necesară, părinții pot să facă față cu brio unui astfel de incident, chiar și în mall, în supermarket, oriunde s-ar afla. Așa că îți mulțumesc tare mult și ca de fiecare dată te aștept să revii cu drag. Mulțumesc frumos! Să știți că mi-am amintit așa din copilărie că eu nu prea am făcut nazuri, am fost un copil cu minte, cel puțin așa se laudă mama mea. Mi-a spus că singurul moment în care nu se înțelegea absolut deloc cu mine era momentul în care trebuia să mănânc ciorbă la prânz și de fiecare dată o momeam către cușca cățelușei noastre, Catița. Eu acolo mâncam ciorbița cu Catița, ca să fac și o rimă. Și pentru că am migrat așa între subiecte, vă anunț că există o campanie gratuită de sterilizare a cățeilor, o campanie care se desfășoară în Periș. Din Periș l-am luat pe Pato, că toate drumurile duc la Roma și iată cât de frumos se leagă în această dimineață. Dar până ajungem să vă povestim mai multe, aș vrea să urmărim câteva imagini cu câteva pufoșenii care merită o nouă șansă. De ce nu? Poate vă simțiți inspirați în această dimineață. Dacă aceste imagini nu v-au stimulat, să știți că avem alături de noi în această dimineață o mugâldeață de 3 luni, adusă de Ana Constantinescu, reprezentanta a Consiliului Județean Ilfov. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne-ai făcut o surpriză tare, tare frumoasă și îți mărturisesc că o să mă scuz în fața celor de acasă. Sunt un pic obosită și m-am emoționat. E super, super dulce și pare foarte cumințică. Este foarte cumințică, foarte iubitoare. Ea este Rona, are aproximativ 3 luni de zile. Este din adăpostul public Brănești. Rona este vaccinată, deparazitată, microcipată și își caută o familie iubitoare. Sunt convinsă că Rona o să-și găsească o familie minunată. E, cred, mai ușor pentru căței mai mici să fie adoptați. Așa că, cu ajutorul Ronei, ne adresăm și celor care pot să aducă bucurie și unui cățel mai mare de 3 luni și la un an merită o șansă, de ce nu și la 7, și seniorii merită o a doua șansă. Așa este. Câinii iubesc la fel, indiferent de vârstă, sunt la fel de iubitor, la fel de afectos și merită oricând o șansă la o viață mult mai bună, indiferent de vârsta lor. Ne-am adunat astăzi aici ca să vorbim despre această campanie de sterilizare gratuită pentru a ajuta pe căței cum este Rona să nu mai treacă prin această trauma abandonului până la urmă. Așa este. Am organizat campanii de sterilizări gratuite împreună cu Asociația Animal Society. Săptămâna aceasta campania este în desfășurare în Periș, a început luni. Iar în numai 2 zile au fost aproape 100 de animale sterilizate. Am avut la fel campanii de sterilizări gratuite în Măgurele, Clinceni și Snagov, unde 694 de animale de rasă comună cu proprietari au fost sterilizate. Și exact cum ai spus, asta dorim și noi, să oprim multe generații de pui care vor ajunge, la fel ca și Rona, din păcate, într-un adăpost public sau poate mult mai loc pe străzi, unde vor suferi până la epuizare. Să știi că m-am emoționat și pentru faptul că eu pe Pato, cățelul meu maidanez, l-am luat din Periș. Iată, acolo unde vă aflați voi,
Dacă nu l-aș fi luat, probabil ar fi stat sub un pod. Acolo mămica lui l-a dus pe lume și l-a salvat o doamnă care îi mulțumesc tare mult. Alături de el mai erau doi frățiori care nu știu exact pe unde au ajuns și cred că datorită vouă e posibil ca povestea lui să nu se mai repete și cu alți cățeluși. Asta ne dorim și de asemenea reacția oamenilor a fost incredibilă. Oamenii sunt foarte deschiși și asta arată că își doresc și eu schimbare și să trăim cu toții într-o comunitate lipsită de suferință, unde să nu mai avem atât de multe animale părăsite și abandonate. Cum pot să ia legătura cei interesați cu voi, iată, să vină în Periș în această perioadă? Sigur, oamenii ne găsesc pe paginile noastre de Facebook și de Instagram, Protecția Animalelor Consiliul Județean Ilfov. Acolo este și numărul nostru de telefon unde poți suna sau ne poți scrie un mesaj și se pot programa. În Periș vom fi doar până vineri, săptămâna aceasta, și campania este în plină desfășurare. Sunt convinsă că pot să vă urmărească așa pe unde mai poposiți. Aș vrea să te întreb, Ana, ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc și doresc să-și ducă animăluțul către această procedură? Sunt câțiva pași premergători? Sigur, da. După cum am spus, important este să fie animale de rasă comună. Este la fel important ca animăluțul să fie clinic sănătos. Foarte multe recomandări nu sunt. Este o operație ușoară și rapidă. Este recomandat cu 12 ore înainte de operație să nu fie hrănite animalele. Femelele pot fi începând cu vârsta de 6 luni sterilizate, masculii și motanii și câinii începând cu vârsta de 1 an de zile. La fel, după această intervenție, nu trebuie hrănite din nou și să fie ținute la căldură în prima noapte după operație. Firele lor sunt rezorbabile și nu va mai fi necesar ca oamenii să meargă din nou la medic. Este o intervenție foarte rapidă și nedureroasă pentru ele. Și este, să spun așa, singura metodă umană și eficientă prin care putem reduce numărul animalelor de pe străzi. Sunt curioasă dacă există o vârstă maximă pentru cățeluși până la care pot fi sterilizați. Întreb pentru că patul meu are 2 ani jumătate, noi îl ținem în curte, nu există șanse să, da. Să aibă vreo interacțiune cu alți cățeluși, dar totuși, la 2 ani jumătate mai este posibilă intervenția? Cu siguranță, da. După cum am spus, important este ca animalul să fie sănătos, să nu aibă probleme medicale, iar vârsta nu este o problemă. Pot fi sterilizate oricând, nu neapărat la o vârstă atât de fragedă, important este să nu fie bolnăvior. Dacă tot a venit Rona de la Brănești alături de tine în această dimineață, aș vrea să ne povestești puțin și despre sufletele care sunt acolo și care își doresc să-și găsească o familie. Spuneai și despre Rona că este vaccinată. Toți căței sunt pregătiți. Așteaptă doar brațele călduroase care să-i primească. Exact, așa este, da. Iar în urma campaniilor făcute de noi au fost 271 de animale adoptate. În moment, în adăposturile publice din Brănești și Buftea, mai sunt 170 de animale de căței care își așteaptă familii iubitoare și responsabile. Exact, toți câinii sunt vaccinați, deparazitați și microcipați. Cei care au vârsta potrivită sunt sterilizați sau castrați masculii și sunt... Avem și o platformă online, ilfovadoptă.ro, unde oamenii pot accesa și pot găsi acolo poze cu câinii, povestea lor de viață și locul exact unde îi pot găsi. Sunt convinsă că atunci când cei de acasă fac o analiză, măi, dacă se adoptă un puiuț sau dacă se adoptă un cățel matur, apar beneficii și dezavantaje pe de altă parte. Da, poate pe Rona putem să o dresăm de la bun început și să o simțim a noastră altfel decât un cățel de un an. Dar vă zic sincer că eu cu Pato ieșit afară la 2-3 ore cât e puiuț, cumva am înțeles că dacă ea are 3 luni la 3 ore trebuie scoasă afară, e un pic cam dificil, așa că uite că și căței mari au avantajele lor, scuze Rona, sunt convinsă că tu o să-ți găsești repede stăpân. Dar... Așa este. Trebuie să fim responsabili, să ne gândim foarte bine înainte de a face acest pas, pentru că sunt suflete, au nevoie de timp să se acomodeze, desigur, o casă nouă, oameni noi pentru ei și trebuie să le acordăm timpul, atenția, iubirea noastră, iar ei vom primi în schimb doar iubire, fericire și bucurie maximă. Și sperăm, dar Rona este foarte cumințică, este foarte iubitoare și sperăm să-și găsească cât mai repede o familie potrivită. Se vede, să știi, și cred că e foarte important primul contact pe care l-ai cu animăluțul pe care vrei să-l iei acasă.
Rona, comparativ cu patul al meu, este foarte, foarte dulce și liniștită. Patul este o bombă de energie pe două picioare. Eu, neadoptând până atunci, nu mi-am dat seama de acest aspect și a trebuit să ne obișnuim să mă dau cumva după el mai degrabă decât el să se dea după mine. Deci e foarte, foarte important să venim pregătiți, nu doar cu inima deschisă, să ne asumăm tot procesul. Iată, până ajungem inclusiv la sterilizare. E un drum pe care îl parcurgem alături de întreaga familie până... Așa este. Trebuie exact să le acordăm timpul nostru, toată atenția și sunt ca niște copii. Sunt plini de energie, sunt foarte jucăuși și trebuie să luăm în calcul toate aceste posibilități și să fim foarte siguri exact înainte de a face acest pas. Pentru ei este la fel o traumă. Au fost cazuri în care au fost aduși înapoi câinii adoptați în adăposturi, iar ei resimt toate aceste lucruri. Este o traumă și de aceea, cum am spus, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine înainte la tot ce implică când dorim să adoptăm și să primim un suflet în viața noastră. Ana, pe tine ce te determină să fii alături de aceste suflete care au nevoie de adulți prietenoși care să intermedieze pentru ei această tranziție către o familie? Așa este, sunt mare iubitoare de animale, nu ai cum să nu fii când îi vezi atât de singuri și de triști în spatele gratilor și la fel ca și colegii mei, îmi doresc să nu mai avem atât de multă suferință pe stradă, să nu mai fie atât de multe animale abandonate care ajung să moară în chinuri sau care vor suferi până la epuizare și dorim să facem și un apel la oameni să înțeleagă, să conștientizeze și prin aceste campanii de sterilizare, după cum am spus, este singura metodă umană și eficientă prin care putem să nu mai avem animale pe străzi. Și totul pentru bunăstarea lor. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață să prezinți această campanie de sterilizare într-un mod inedit alături de Rona, care iată cât de cumințit că a fost, n-am văzut niciodată câine mai liniștit la noi în platou. Să știi că am mai avut invitați de acest fel la noi în platou, dar Rona este ceva aparte. Și îți doresc mult spor să fie ajuns acest mesaj către cei care au animale de companie de rasă comună și să vină iată către voi. Mulțumim tare mult! Mulțumim foarte mult și noi! Încheiem emisiunea astfel și vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături. Eu mor de nerăbdare să o mângâi pe Rona, așa că o să ne luăm la revedere în acest moment. Mulțumesc tare mult, Kinga Varga, pentru ținuta de astăzi. Vouă că ne sunteți alături, iar mâine dimineață, bineînțeles, ne revedem aici la matinal de la 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Zi frumoasă tuturor!